PES Activist România a lansat caravana Românii merită în Schengen, prin care vor strânge peste 40.000 de mesaje de sprijin din partea românilor pentru aderarea României la spațiul Schengen. Astfel, în această după-amiază, a ajuns și în municipiul Drobeta Turnu Severin. Astfel, coordonatorul PES Activist Mehedinți Bogdan Simcea, alături de echipa sa, dar și de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă și de primarul Comunei Breznița de Ocol Cătălin Drăghici, au stat de vorbă cu oamenii. Campania Românii merită în Schengen este un demers inițiat de PES Activist România cu scopul de a sprijini aderarea României la spațiul Schengen. Campania PES Activist a ajuns în Drobeta Turnu Severin. Membrii PSD și totodată activiști PES au avut o acțiune de susținere a campaniei Românii merită în Schengen. Această campanie a fost demarată de europarlamentarul PSD și președinte al PES România, Victor Negrescu. Coordonatorul PES Activist Mehedinți Bogdan Simcea s-a implicat activ în această campanie, subliniind câteva aspecte legate de importanța aderării României la spațiul Schengen. Așa cum ați văzut, astăzi am dat curs campaniei naționale România merită în Schengen, campanie care a fost promovată de PES Activist România, precum și de către Partidul Social Democrat. Ne bucurăm de sprijinul președintelui PES Activist România pentru această acțiune, cât și de sprijinul colegilor noștri de la organizația PSD Mehedinți, parlamentarilor PSD Mehedinți, precum și primarului și viceprimarului municipiului Drobeta Turnu Severin, președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, cât și organizației PSD Mehedinți. Astăzi a fost o acțiune Drobeta Turnu Severin, acțiune care a fost precedată și de alte acțiuni ale PES Activist România în țară și credem că această acțiune a fost un real succes pentru că am vrut să aflăm părerile locuitorilor din Drobeta Turnu Severin referitor la accederea României în spațiul Schengen. Toate cărțile poștale care în această perioadă au fost completate, ele vor fi trimise la Parlamentul European, acolo unde sperăm că în toamna acestui an să reușim să primim avizul referitor la accederea României în spațiul Schengen. Spațiul Schengen înseamnă liberă circulație, fără controle la frontieră, atât a cetățenilor cât și a mărfurilor, ceea ce ar însemna un ajutor imens pentru firmele cu capital românesc și cele care produc în România. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă este mereu în mijlocul comunității, iar astăzi a venit pentru a discuta cu cetățenii despre cât de aproape este intrarea României în spațiul Schengen, cât și despre faptul că aceasta poate asigura românilor drepturi depline și oportunități economice semnificative pentru țara noastră. Ce părere aveți despre această acțiune? Cred că este o acțiune foarte bună. De ce? Fiindcă România merită să fie în spațiul Schengen. De ce merită? Fiindcă, așa cum știm de foarte mult timp, România îndeplinește toate condițiile impuse de Uniunea Europeană ca să fim în acest spațiu unic care se numește Schengen. Pe această cale vreau să mulțumesc europarlamentarului Victor Negrescu, care practic este vârful de lance și sprijinul nostru și cel care duce mesajul României acolo în Parlamentul European. Este un om foarte implicat, îi mulțumim foarte mult, tot timpul a fost alături de noi, de mehedințeni, de severineni și de toată România. România și românii merită să fie în spațiul Schengen. Mehedințenii au venit în număr mare și și-au exprimat în scris dorința ca România să fie parte integrantă a spațiului Schengen. În cadrul campaniei, cetățenii au avut posibilitatea să trimită liderilor europeni, prin intermediul cărților poștale puse la dispoziție, mesajele lor de susținere pentru acest deziderat. De asemenea, și viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Cristian Mură, a fost prezent la eveniment, dorindu-și un viitor mai bun pentru cetățeni, odată cu aderarea la spațiul Schengen. Cătălin Drăghici, primarul Comunei Breznița Ocol, este un om implicat în comunitate și a dorit să discute cu cetățenii despre beneficiile aderării la spațiul Schengen. După cum vedeți, astăzi am avut o acțiune a PES Activist cu privire la aderarea statului român în spațiul Schengen. Cred că unul dintre cele mai importante motive de aderare a României la spațiul Schengen ar fi ridicarea controlului pentru toate persoanele care călătoresc în țările din interiorul spațiului Schengen. Campania își propune să strângă peste 40.000 de mesaje de sprijin din partea românilor, după ce un demers anterior, respectiv campania România cere în Schengen, lansată în 2015, a strâns 10.000 de semnături pentru o petiție ce a fost depusă la nivelul instituțiilor europene, conducând la o rezoluție de sprijin din partea Parlamentului European.